Bun, mergem mai departe. Mai stai așa, ai două minute să te întreb ceva? Ai, că n-a venit ești tânăr, ai toată viața înainte. Da. Ce s-a întâmplat, mă, măi? Ce-am zis și mie, unde așa? A zis Câțu că vrea să meargă, că eu n-am priceput. Cum adică? Păi a zis Câțu că vrea să meargă în vamă, așa? Acum, așa? Cu relaxarea asta, dar n-a zis la care. Mhm. Că sunt atâtea, la sârbi, la unguri, la bulgari și... Ce mama, dracu, tineretul ăsta în ziua de azi să duce în vamă? Ce e așa distracție să-ți controleze vameșoacă? Nu, mama, e, n-ai înțeles, se referea la vama veche, mama, e. La vama veche, la stațiune. Adică? Da, măi, mama, e. Pe litoral, la vama veche, în ureche. Ce am la ureche? Nu, măi, ziceam, am plecat la vama veche ca să îmi găsesc pereche. Și ești apucat de streche. Da, e, vezi că știi piesa, mama. Să nu știu, dar ascult Tudor Chirilă. Îmi place mult de tot. Ok, da. Am înțeles, hai, zi. Așa, deci, da. Cum să se ducă la mare, mama? Da. Păi apare ce încă, te pomenești că răcești acum taman când se termină pandemia asta. Asta că oricum nu se bagă în apă, nu. Dar de ce întreb unde se duce? Păi că vreau și eu, mama e. Vrei să mergi și matale? Păi mai să merg, ce? Mai zici, da, așa este. Dacă nici eu nu te cunosc, mama e. Mama e, vreau și eu să mă duc undeva de relaxare asta, să simt că s-a terminat pandemia asta odată. Corect. Mi-am mâncat toate zilele, numai cu grijă am stat ultimul an. Și unde vrei să mergi de relaxare, mamă? Păi unde nu vreau să merg. Aoleo. Da, vreau să merg. Ia. Acum, prima oară, mă duc să stau de vorbă cu Câțu la un ceai de sunătoare. Poate ne întâlnim pe acolo. Pe urmă, la Greci, că e frumos la acolo la ei pe litoral și am înțeles că se dă drumul la graniță pentru vaccinați. Da. Mm-hmm. Și mai vreau să mai mă duc și la Antol. La festival, la Antold. Antold. Ok, am auzit, da. Așa. Poate pun o romanță de când eram eu tânăr. Ai planuri mari, mă, mai. Am, dar doar n-am stat degeaba un an în casă. Bine. Nu? Păi, deci nu se mai poate. Și mă mai gândeam, poate ajung și la nepoata mea în Spania. Și dacă tot mă duc în Spania, mai duce și la Paris. La Paris, acolo, tot timpul... Am vrut eu să văd turnul ăla, Eiffel, așa, da, Eiffel. Că seamănă mult cu o macara de la bloc, de la noi, când a construit Ceaușescu. Bravo, mamaie, bravo, extraordinar. Unde umbli, mamaică, mă, pe aici, să trăiți domnul Spătar. Băiatul matale? Așa urât. Și păi, domnule, eu sunt poștașul, domnule, avem să-i aduc pensie. Noroc că mi-au zis vecinii frumos. Unde... Noroc că mi-au zis vecinii unde te găsesc, mă, nu mai pe aici, umblă? Da, ce, asta e. Da, ia să vedem. Mi-a adus pensia? A adus pensia. Ia, uite, ce moment. Asta de a recalculat o turcanca. Asta. Bravo, bravo. Da. Așa-mi vine la fix, mama e. Acum trebuie să plec în vama veche. E, are niște planuri. Da, trebuie să la Greci. Peste tot. La City Greci. Break. City Break. Turnul Eiffel. Hai că uite, te-am găsit. Ia hai. Să vedem. Ia. Ce? Ia să semnează. Ce să semnez? Asta e suma? Păi asta e pensia mă tale, mă, mă, aici. Ia, dă să văd și eu. Dați puțin, că dacă tot... Ce asta, domnule? Asta e pensie. Nu te duce nici să mor, dar apoi să trăiești. Asta e situația, domnule. Și asta nici de maxi taxi nu mi-ajunge, mamaie. Până în vamă, ce pui... să fac eu? Păi ce să n-ai? Nu se poate. Vrem relaxarea asta pe care ne-a promis-o guvernul. Cum să fac eu relaxare cu banii ăștia? Vii cu mine acum, că eu nu pot să merg singură, că mă doare spate. Unde? Vii cu mine la Turcan, să vezi ce îi spun eu vreo două. Hai să mergem, hai. Duceți-vă că vă așteaptă, da, cum să nu, imediat vă primește.